pădurea urbană miniaturală este un concept dezvoltat în Japonia de un inginer silvic, Miyawaki, și el a observat că dacă pe o suprafață mică de teren se plantează o diversitate mare de specii cu o densitate mare de puieți, pădurea crește într-un timp mult mai scurt, adică în loc de 7-10 ani, în 3-4 ani. Acesta este motivul pentru care în foarte multe orașe ale lumii deja se aplică genul acesta de împădurire, care reduce timpul de dezvoltare substanțial și face ca în orașe să apară niște oaze de biodiversitate, niște sanctuare de biodiversitate. De ce? Cu cât este diversitatea mai mare, cu atât cromatic și estetic arată mai bine pădurea, dar și rezistența pădurii în cazul unor dăunători este mai mare și în același timp dezvoltarea se face foarte rapid pentru că puieții cresc în ritmuri diferite și se împing unii pe alții să crească mai repede. De aici și timpul mai scurt de dezvoltare. Ce mai are în plus pădurea urbană este că atrage polenizatori, este habitat pentru păsări, pentru animăluțe mici, astfel încât efectiv se populează cu viață zonele acestea împădurite în oraș. Pădurea urbană are un rol foarte important în controlul microclimatic. Știți că tot ce este asfaltat, betonat, se încinge de la temperaturile mari din timpul verii, iar aceste spații, aceste buzunare, să le zicem, de verdeață, ajută foarte mult la reglarea umidității aerului și la reducerea diferențelor de temperatură între zi și noapte cu câteva grade și inclusiv între anotimpuri. De asta avem nevoie de aceste păduri.